Pentru că nu se pun de acord nici în ceea ce privește prețurile la energie. PSD cere un preț fix la curent de 1 leu și 30 de bani pe kilovatul oră și amenință PNL cu ieșirea de la guvernare. Senatorul Robert Cazanciuc a declarat că dacă nu se trece la piață reglementată, PSD vrea alegeri anticipate în România. Deocamdată PNL nu a luat nicio decizie. Premierul Nicolae Ciucă spune că, citez, a zăbovit cu hotărârea pentru că se caută soluții tehnice. Vin către dumneavoastră, domnule Bodog, ieșiți de la guvernare dacă nu acceptă PNL preț fix de 1 leu și 30 de bani pe kilowatt? Nu știu să existe o astfel de decizie, nici nu știu dacă domnul senator Cazanciuc a fost mandatat să facă o astfel de declarație. Ceea ce vreau eu să vă spun este că noi căutăm în continuare și vom căuta în continuare soluții în așa fel încât prețul pe care îl vor plăti românii pentru curent și pentru gaz să fie unul suportabil. Dar este cât mai căutați, domnule Bodog, este, cred că au trecut, dacă nu mă înșel, 2 luni și jumătate de când a fost aprobată ordonanța în guvern. Legea este blocată în Parlament, nu știm ce veți face cu prețurile la energie electrică și la gaze mai departe. Este pur și simplu o debandadă totală, nimeni nu mai înțelege nimic și vin facturile, să știți. Cât mai durează, cât mai zăboviți, vorba premierului Nicolae Ciucă. Nu, aici nu e vorba de zăbovit. Decizia se ia în coaliție. În mod normal, Ministrul Energiei ar fi trebuit să vină cu o propunere clară din partea Ministerului. Nu a venit, motiv pentru care PSD-ul are o propunere pe care am pus-o pe masa de discuții în coaliție. Domnule Feche, de ce nu vreți acest tarif fix de 1,3 lei pe kilowatt-oră pentru consumatorii de energie electrică? Acest tarif fix de 1,3 din motivul foarte simplu că este mult mai mare decât prețul plafonat astăzi, respectiv 0,68 lei pe kilowatt. Vorbim despre cei care consumă peste 255 de kilowatt, domnule Fechet. Ar rămâne plafoanele de 0,68 și 0,8. Așa este, și rămân plafoanele de 0,68 și 0,8, însă cei care să consumă mai mult de 255 de kilowatt pe lună, să fie acest preț maximal de 1,3. Eu sunt convins că și pentru acele persoane care depășesc astăzi plafonul și care trebuie să plătească și 5 lei pe kilowatt, sunt convins că și pentru acei oameni și mai ales pentru cei care nu își permit să își plătească din anumite motive facturile la energie, ar trebui să intervenim și pentru persoanele respective, la fel cum cred că ar trebui să intervenim și pentru industria care astăzi suferă din și cauza când luați decizia, prețurilor mari la Fechet? Energie, dar a decide că de pe o zi pe alta reglementăm piața energiei ca și cum s-ar putea face de pe o zi pe alta, cred că e o decizie pe care ar trebui când luați să decizia, o, domnule Fechet, au trecut 2 luni și jumătate, se termină anul și dumneavoastră zăboviți și vă gândiți și analizați, când veniți cu decizia? Cu mențiunea că astăzi, în timp ce discutăm, populația României este protejată de aceste plafonări despre care discutam mai devreme. Nu